Bună ziua și bun găsit, vă spun și de această dată, vă invit să rămâneți alături de noi. Continuăm discuția pe care am demarat-o săptămâna trecută legată de ceea ce ar trebui să știm noi ca și cetățeni în momentul în care mergem să ne alegem deputatul sau senatorul în 11 decembrie. Dacă pe toate canalele media se vorbește despre platforme politice sau mai bine spus despre promisiuni, noi vorbim astăzi despre ceea ce ar trebui să facă parlamentarul care ne reprezintă, ce însușiri ar trebui să dețină acesta și ce informații pentru a ne reprezenta așa cum trebuie în Parlamentul României. Discutăm despre toate acestea cu domnul Mihai Ghițulescu, specialist în științe politice și de asemenea cadru didactic al Facultății de Științe Sociale din cadrul Universității din Craiova. Îți mulțumesc că ne ești alături și astăzi. Mulțumesc și eu. Am început săptămâna trecută discuția legată despre ceea ce ar trebui să știm vis-a-vis de votul pe listă versus votul uninominal. Un subiect extrem de discutat de către specialiști, mai puțin însă care a pătruns către populația generală. Anul acesta vedem că nu mai votăm oameni, ci votăm liste. Votăm un șir de nume. Da. Și data trecută mi-am explicat nemulțumirea pentru ce se întâmplă acum și cred că în perioada următoare tot mai mulți o să-și exprime nemulțumirea, chiar dacă acum suntem într-un fel de, nu știu, febra a campaniei care ne face să nu ne gândim la aspectele instituționale. Dar până la urmă asta este marea problemă a oricărui sistem de vot. Cum armonizăm proporționalitatea voinței populației cu personalizarea alegerilor? Dacă ar fi să mergem strict pe proporționalitate, nu știu, am votat fiecare de acasă cu un butonaș și s-ar vedea perfect, dar asta nu se poate. Nu poate funcționa o astfel de democrație directă, nici măcar în stadiul evoluției tehnologice din momentul ăsta. Trebuie să ne alegem oameni. Dacă alegem oamenii ăștia pe listă, pur și simplu ca niște elemente ale unui partid, nu avem nicio șansă să... N-are rost să credem că ei ne vor reprezenta nouă voința și nu voința partidului pe care îl reprezintă. Și deja, nu știu, nu și prea care știm de ce mai facem alegeri. Și care i-a pus pe poziție eligibilă pe acele listă. Da, mai ales auzim că noi... Auzim deseori aceste discuții. X este pe poziție eligibilă. Ce înseamnă, practic, această poziție eligibilă? Tentația mea mare e să vorbesc și la televizor cum vorbesc la curs. Nu cred că există specialist în științe politice, că nu cred că există, de fapt, niște științe politice ca atare. Sunt numai câteva lucruri precise pe care trebuie să le știm clar. Exact pe astea le evităm de obicei. Votul pe listă nu e neapărat rău. Ba, zice că de principiu e chiar bun, favorizează proporționalitatea, dar nu pe listă blocată, cum avem noi în momentul ăsta. Votul de listă, de obicei, se spune că e de trei feluri. E odată cu listă blocată, cum avem noi, a doua oară cu listă închisă, nu poți să modifici listele, dar poți să modifici ordinea din interiorul fiecărei liste. Și în ulterior procesului de vot? Nu. În momentul procesului de vot. Există varianta să-ți numerotezi opțiunile. Fiecare candidat are o listă cu 10 oameni, dar eu, alegător, stabilesc care e prima mea opțiune din lista aia, a doua mea opțiune. În cazul ăsta, după ce se numără voturile pentru fiecare listă în parte, se numără în interiorul fiecărei liste voturile obținute de fiecare candidat. Și ordinea se stabilește la final. Evident, lista cu cele mai multe voturi are cele mai multe mandate și din lista aceea, candidații care au cele mai multe voturi iau mandatele. E mai complicat, dar, repet, nu e foarte complicat pentru alegător, iar în momentul ăsta, la numărătoare, nu mai e complicat deloc, pentru că totuși, oricum ar fi, oricât de simple ar fi operațiunile, tot un soft, tot un computer le face, nu le mai face un om cu mână. Asta ar dura într-adevăr luni de zile. În sfârșit, avem varianta a treia cu liste deschise. Fiecare candidat propune liste de candidați neierarhizați și fiecare alegător își poate stabili propria lui listă, luând oameni de pe toate listele pe care le-au depus partidele. Asta e într-adevăr mai complicat și s-ar putea să nu mai fie chiar un vot de listă dacă ne gândim profund, dar există țări, chiar la țări mici, în Luxemburg, de exemplu, se întâmplă lucrul ăsta. Și, într-adevăr, îți mărește opțiunile. E mai greu.
Nu sunt singurele variante posibile. Am zis, putem să avem circumscripții plurinominale și fără liste. Pur și simplu, partidele depun candidaturi individuale, dar mai multe, nu doar una singură ca la uninominal. La fel, oamenii votează pe cine vor și la final, prin niște proceduri tehnice aparent complicate, dar doar aparent, se stabilește cine ia mandatul. Noi acum avem varianta cea mai simplă și din experiența noastră și cea mai păcătoasă. Repet, acum ni se pare că e bună pentru că avem experiența alegerilor din 2012 și din 2008, unde s-au întâmplat tot felul de aberații, să le zic. Și ni se pare că sistemul vechi era bun. Când spui aberații, te referi la faptul aberații că... matematice, să zic. Sau nu neapărat. La faptul că aberații instituționale. Am supradimensionat Parlamentul prin... Cu mai mult de 100 de oameni. Adică, dar nu era mai simplu să gândim acest lucru și să scoatem cumva această problemă, să o rezolvăm și să mergem în continuare pe voturile? Ba da, și eu zic că trebuia găsită o soluție pentru rezolvarea problemelor sesizate în 2012 și în 2008. Deci sistemul din 2012 trebuia doar corectat, nu trebuia înlocuit cu totul, nu trebuia revenit la varianta dinainte, pentru că suntem ca într-un celebru banc incorrect politic. Nu se duce cineva la un preot și zice nu mai pot trăi, e prea multă înghesuială la mine în casă. Zice, adu-ți și rudele. Își aduce și rudele și zice, e și mai rău. Aduce și rudele nevestei. Aduce și toți prietenii. Și cum e, ce catastrofal, nu mai suport, scoate-i pe toți afară. Zice, da, într-adevăr, e mult mai bine. Exact așa suntem noi acum. Am încercat o chestie, nu ne-a ieșit, ci revenim la ce a fost înainte. Ce s-a întâmplat în 2012? Supradimensionarea. Nu e un caz singular. Nu numai în România se întâmplă să se mărească dimensiunile Parlamentului într-un mod neprevăzut. În Germania, de exemplu, se întâmplă lucrurile astea de la al doilea război mondial încoace. E un număr stabilit, un reper, care poate fi mărit în funcție de rezultatul de la o alegere sau de la alta. Niciodată însă nu s-a întâmplat să crească Parlamentul cu mai mult de 30 de oameni. Noi am încercat o singură dată și am avut o creștere de 100, în condiții în care oricum ne plângeam că Parlamentul nostru e mult prea mare. Și asta e altă problemă. Ne place să ne plângem că Parlamentul nostru e mult prea mare, dar nu știm cât trebuie să fie de fapt un Parlament. Comparativ cu altă stată de dimensiunea noastră, ca să putem să facem o paralelă? Nu știu, că nu-mi dau seama care sunt exact... Dacă ne uităm pe lista țărilor Uniunii Europene, vedem că la dimensiunea noastră cam nu e nimeni. Noi suntem în momentul ăsta, cred, cea mai mică țară mare. Dar nu există o supradimensionare a Parlamentului, o supradimensionare flagrantă a Parlamentului în România. E o așa zisă regulă în așa zisele științe politice care spune că dimensiunea Parlamentului sau în cazul parlamentelor bicamerale a camerei alese prin sufragiu universal direct, cum sunt la noi amândouă, numărul de parlamentari e egal cu rădăcina cubică a populației. Sunt o serie de cercetări și matematice și empirice care conduc spre concluzia asta, în care nu cred foarte tare, dar fiind printre puținele reguli din științele politice, îmi place să o amintesc. Mergând pe regula rădăcinii cubice, chiar și Parlamentul de 300 de oameni propus în urmă cu câțiva ani de un fost președinte, era puțin cam prea mare. Vedem că, în practică, poate statele foarte mici să respecte regula rădăcinii cubice, dar statele mari sunt întotdeauna ușor supradimensionate, au parlamente supradimensionate, pentru că mărirea numărului de parlamentari ajută la reflectarea mai bună a voinței populației. Cu cât avem mai puțini oameni, cu atât e mai greu să reprezentăm pe toată lumea. Vedem care e diferența dintre un parlament, de exemplu, care are 300 și de oameni și un consiliu local, care are numai 30, să zicem. Dacă ai 5%, poți să ai loc în parlament, pentru că 300 de oameni, e să ți se dea și ție, dar poți să n-ai loc în consiliul local. Chiar dacă ai depășit pragul, nu mai e loc pentru tine. Se poate întâmpla lucrul ăsta. De aia, se spune, cu cât magnitudinea circumscripției e mai mare, cu atât proporționalitatea e mai bună. Deci, de principiu, nu e neapărat rău ca numărul de parlamentari să fie mare. Deși s-a discutat mult pe acest lucru și populația este cumva destul de înrăită vis-a-vis de faptul că sunt mulți parlamentari și că costurile sunt mari. La nivel de om simplu, asta ar fi ideea. Da. Deși democrația nu poate să fie
îndeplinită la condiții optime decât cu un nivel de reprezentativitate, da, cât mai amplu. Și democrația costă bani. Democrația nu e o chestiune ieftină. Dar a invoca, să zic, costurile mari ale democrației înseamnă a avea o atitudine ușor dictatorială. Populiștii cu tentă dictatorială invocă de obicei costurile mari ale democrației. Și dacă ne gândim la nivelul unui stat, cu dimensiunile României, populația României, chiar cu forța economică a României, putem să punem ghilimele la forță, marile costuri nu sunt cele legate de funcționarea Parlamentului sau de funcționarea Guvernului Central sau de funcționarea administrației prezidențiale. Nu de acolo sărăcește statul român. Din alte părți, dar ei sunt foarte vizibili. Din anii 90, când într-adevăr au existat și parlamentari, există în continuare parlamentari care, să zicem, nu fac cinste funcției, s-a creat așa un curent de opinie ostil Parlamentului ca instituție. Curent care după aia a fost cumva speculat și cultivat de un fost președinte și de fiecare dată când avem un of așa, ne place să înjurăm Parlamentul. Curent care nu ne face decât rău, generalizarea până la urmă este una extrem de nefastă. Da. Pentru noi ca și populație, deși o întâlnim la tot pasul. Da. Adică sunt nu știu, sunt curente ostile unor parlamente în mai multe țări, dar sunt de obicei curente conjuncturale. Se întâmplă ca oamenii să fie nemulțumiți de o anumită majoritate parlamentară și să-și proiecteze cumva nemulțumirea la ansamblu instituției, la instituție ca atare. Dar asta trece după alegeri. Ori vedem că la noi, înainte de fiecare alegere, avem așa o ostilitate, o aversiune față de instituția Parlamentului. Până la urmă, esența democrației. Democrație înseamnă Parlament. Ne trece puțin după alegeri și ne reapare la destul de scurt timp. După un an, deja toată lumea e nemulțumită din nou de... Și ca o dovadă a lipsei de cultură politică din România, sunt și mari speranțe pe care oamenii și le pun în schimbare. Noi trăim foarte pasional așa fiecare schimbare de putere din România. Ni se pare că e o pogorâre a Duhului Sfânt, o apariție a lui Mesia. Ne plac încă liderii providențiali, sperăm în... întâmplări cosmice care o să ne schimbe soarta. Asta nu-i bine, trebuie să ne dăm seama ce se poate face și ce nu se poate face. Pe de altă parte, peste tot în lume, votul este de cele mai multe ori unul sentimental, bazat pe emoție, ne spun sociologii, da, și mai puțin pe rațiune. Da, categorii, mie îmi place să le spun studenților că în politică e ca în amor. Nu e bun ce e bun, e bun ce îmi place mie. Suntem mai degrabă pasionali decât raționali în politică, deși există un întreg curent teoretic așa numit teoria alegerii raționale, care încearcă să ne demonstreze că oamenii totuși fac alegeri bune. Ceea ce nu cred. Eu o vreme am crezut în ceea ce se numește vulgar logica numerelor mari. Am zis, chiar dacă mie mi se pare că un lucru nu merge, nu e bun, nu e în regulă, prin faptul că foarte mulți oameni îl preferă, trebuie să fie bun. Dar în ultimii ani mi se pare că, nu știu, wishful thinking-ul ăsta al meu, credința mea în logica numerelor mari a fost zdruncinată și trebuie să accept că oamenii în ansamblu, poporul, poate să și greșească. S-a văzut de câteva ori în ultimii ani și sper să nu se vadă prea curând și la noi. Întorcându-ne la discuția despre uninominal versus votul pe liste, s-a tot spus că Parlamentul pe care l-am avut, care și încheie activitatea acum în decembrie, este cel mai corupt, cel mai cu oameni puțin pregătiți din istoria post-decembristă. Nu cred. Nu știu, putem face statistici. Dar este un motiv care s-a tot invocat, deja a devenit leitmotivul acestor alegeri. Da, dar nu cred. Este iar un stil de-al nostru de a vedea de fiecare dată cel mai mare rău. Dacă spunem că Parlamentul ăsta este cel mai rău, cel mai corupt, cu oamenii cei mai slabi, mi se pare că suntem ca la buletinele meteo când îi se spune că este cea mai joasă temperatură de nu știu când sau cea mai înaltă temperatură de nu știu când. Nu știu cum se fac calculele astea. Dau foarte bine în media. Cred că oamenilor le place să audă lucruri de genul ăsta, dar nu cred că e așa. Nu cred că sociologic, e așa. Psihologic, cum s-ar traduce asta? Pentru că până la urmă au fost parlamentari aleși uninominal.
dacă în condițiile acestea am avut atâția corupți sau populația atât de nemulțumită, la ce să ne așteptăm la votul pe listă? Da, în care, practic, parlamentarul nu ne mai răspunde direct. Nu este... Eu, ca și simplu cetățean, nu pot să mă duc să-l trag de mânecă să-i spun te-am votat. Am votat o listă, v-am votat la grămadă. Da, bine, alegerile noastre de acum 4 ani, deși au fost, nu-mi place termenul ăsta, dar îl folosesc și eu, uninominale, au fost niște alegeri atipice, pentru că s-au votat oameni plantați în colegii electorale și conceptul ăsta de colegiu electoral la noi e foarte dubios, de obicei este circumscripție electorală. S-au votat oameni plantați în colegiile astea uninominale, dar pe care nimeni nu-i cunoștea. Se vota tot pentru un partid, pentru un curent, pentru o culoare. Alegerile de acum 4 ani au fost foarte personalizate la vârf. Cam totul se raporta la o persoană, la fostul președinte. Și se vota pentru curentul lui sau pentru curentul ostil lui, fără să mai conteze cine reprezintă în fiecare colegiu în parte respectivul curent. De-aia, deși tehnic a fost un vot uninominal și un vot personal, în practică a fost un vot pentru partid. Acum o să fie un vot pentru partid și mai mult. Nu o să vedem pe cineva să cunoască prea mulți oameni de pe listă. Deci sunt convins, dacă s-ar face cercetări, s-ar vedea că cei mai mulți oameni nu cunosc cine candidează pe lista partidului X sau Y în circumscripția respectivă. Dar asta e deocamdată, de data asta așa jucăm, n-are rost să... Putem să contestăm sistemul, dar e clar că sistemul ăsta va fi de data asta. Putem să-l contestăm pentru dățile viitoare. Și alegerile de anul ăsta mi se par și destul de slab personalizate, chiar la vârf. E cumva o criză de lider la nivelul tuturor partidelor. Nu ne raportăm la nimeni. Există niște tentative, dar după mine sunt prea slabe în momentul ăsta și se votează, cred că va fi un vot destul de... să zic așa, conservator. Fiecare partid se va baza mai degrabă pe nucleul său dur, pe oamenii care îl votează de obicei. Cu excepția partidelor care candidează pentru prima dată și care se luptă și ele să ciupă ceva nemulțumiți dintr-o parte sau din alta. Se luptă, în primul rând, să facă acel prag de 5% pentru a intra în Parlament. Aș vrea să explicăm foarte clar și acest lucru. Ce înseamnă, practic, pragul de a intra în Parlament? Știm, ni s-a spus că putem foarte ușor să ne facem partide politice, putem foarte ușor să accedem la putere dacă suntem plăcuți și impresionăm electoratul. Însă, pe de altă parte, venim cu un prag. Da. Pragul nu e o... pragul nu e o chestiune rea. În anii 90, românii erau șocați de numărul mare de partide care intrau în Parlament. Noi am avut, în 1990 am avut alegeri fără prag și au intrat acolo și partide cu un singur deputat. Toată lumea se plângea de fărâmițarea, cei cu atâtea partide. Ulterior am avut prag de 3%, apoi de 5%. Pragul e firesc, previne fărâmițarea majorității, previne, să zic, disiparea opțiunilor în Parlament. E adevărat, creează o oarecare disproporționalitate prin faptul că voturile celor care rămân sub prag rămân nefolosite, mandatele se redistribuie celorlalți. Și respectiva populație rămâne nereprezentată. Rămâne categoric nereprezentată. De aia ideal este să votezi util, să nu votezi cu cei care n-au șanse. Eu de principiu sunt foarte sceptic. Mie 5% mi se pare enorm. De fiecare dată când apare un partid care candidează pentru prima dată, eu zic, n-o să facă pragul. Deci asta e prima mea reacție. 5% este foarte mult. Până acum, în România, ultimelor 2 decenii, cred că mi s-a infirmat o singură dată temerea. A intrat în Parlament cu un scor destul de bun un partid... care între timp cred că a dispărut. Partidul unui domn cred care făcea emisiunea. Cred că nu mai există. Știm cu toții acest lucru, da. Dar la vremea respectivă a existat un oarecare pattern în Europa. Eu, deși cred că nu există științe politice, cred că consultanții politici au un rol mare. Care îi pot construi scenarii pe care se poate lucra. Și la vremea respectivă au existat în mai multe țări personaje de televiziune care și-au făcut partide.
Cel mai cunoscut este cel din Italia, Movimento 5 Stele al lui Beppe Grillo. Vedem și în Statele Unite ale Americii. Avem un președinte care, în primul rând, este un showman. Da, e în primul rând un showman, dar cred că aici e alt scenariu. Nu e bine să amestecăm scenarii din Europa cu scenarii din Statele Unite, că sunt politici diferite. Deși ar fi interesantă o discuție. S-a încercat în România, la un moment dat, o campanie de tip american, dar care a eșuat lamentabil. Europenii nu lucrează așa, împrumută anumite lucruri din Statele Unite, dar nu fac campania la nivelul ăla, în stilul ăla. Europenii sunt un pic mai conservatori, dar revin la Prag. Problema asta nu e Pragul, marea disproporționalitate nu din Prag vine, ci din alte mecanisme ale sistemului electoral, care de obicei sunt, sigur, sunt cunoscute de cei care au conceput sistemul, nu au cum să nu le știe, dar care sunt cumva ținute ascunse, mai curând tacit, publicului larg. Nu li se spun o grămadă de lucruri despre modul în care se repartizează mandatele. De exemplu, în campania asta, mie mi se pare că se vorbește foarte puțin despre pragul alternativ. Despre faptul că pentru a intra în Parlament, un partid nu trebuie neapărat să obțină cei 5% la nivel național, și poate să obțină și 20% în cel puțin 4 județe. Aș adăuga, nu că se vorbește foarte puțin, nu se vorbește deloc despre aceste lucruri. Bine, care țin de oarecare tehnică a fiecărui partid de a-și face, campania și așa mai departe, dar pentru populația generală nu cred că s-a discutat vreodată să se intre în astfel de detalii și să ni se explice cum intră cel pe care îl dorim noi în Parlament. Cum putem să, până la urmă, să ne direcționăm noi votul astfel încât să fim reprezentați? Să știm că dacă face 20% într-un județ, poate să intre în Parlament, mi se pare necesar să știm. Și da, aici e o situație un pic comică. Partidele mari nu spun asta pentru că oricum nu le interesează, oricum fac pragul. Partidele mici au cumva impresia că e sub demnitatea lor să spună asta. Țintesc și ele la pragul național de 5% și nu la pragul alternativ. Sau pentru a nu și descuraja membrii, cei care fac campanie, în momentul în care vii și le dai foarte multe detalii, s-ar putea unii dintre ei să renunțe rațional și în urma unor calcule și în modul în care simt populația. Să-și dea seama că nu avem șanse să facem pragul, deci renunțăm. Nu, dar trebuie să fim realiști și dacă simțim că nu putem face pragul național de 5%, să încercăm să facem în anumite locuri pragul de 20%. Acum, să nu ne ascundem foarte tare după Vișin. Știm că pragul alternativ și în sistemul electoral trecut și în sistemul electoral ăsta e dedicat. E conceput pentru ca o anumită formațiune politică care e întotdeauna în jurul lui 5%, să nu riște să rămână în afara Parlamentului. Nu face 5%, nu e nicio problemă. Sigur, în 4 județe ia mai mult de 20% și intră în Parlament proporțional cu cât a obținut la nivel național. Adică, dacă face 20% în 4 județe, la nivel național are 3% din voturi, nu știu dacă se poate matematic, e un exemplu, la împărțirea mandatelor, va fi avut în vedere cu cei 3% național, nu cu cât are în circumscripțiile respective. Sigur, se pot întâmpla și aberații ca mandatele să îi se dea în altă parte decât în județele în care au obținut mai mult. A existat un caz prin anii 90 când o formațiune politică minoritară a reușit să aibă un senator din cei doi din județul Călăraș. În județul Călăraș, nu vreau să fiu cinic, dar s-ar putea ca cei mai mulți locuitori să nu fi văzut niciodată un om de altă etnie. Și cu toate astea, s-au ales cu un senator din partea unui partid minoritar și care mai mult era etnic chinez pe jumătate. Deci era cumva așa, sigur, absolut corect politic, dar puțin ciudat. Tocmai pentru faptul că trebuia să se mai dea respectivei formațiuni un loc, nu mai avea unde să-l dea și l-au dat într-un județ. Asta se poate întâmpla și asta nu-i deloc corect. Vom lua o scurtă pauză, ne vom întoarce după aceasta și vom încerca să discutăm despre rolul și funcțiile pe care ar trebui să le joace Parlamentul în Parlamentul României. Cât ne reprezintă acesta pe noi și cât votează, pentru că, așa spune conducătorul grupului din Parlament. Revenim după o scurtă pauză.
Am revenit după pauza de publicitate, suntem în continuare alături de domnul Mihai Ghițulescu, specialist științe politice, cadru didactic al Facultății de Științe Sociale din cadrul Universității din Craiova. Înainte de pauza de publicitate, reaminteam celor care ne privesc sau le aduceam la cunoștință celor care nu știau diferențele între vot uninominal, vot pe liste, dar și despre aberațiile care pot să apară după data de 11 decembrie în Parlamentul României. Aș vrea în partea a doua a emisiunii de astăzi să discutăm un pic despre ce se întâmplă concret în Parlament. Vedem deseori în cadrul jurnalelor de știri parlamentari care sunt întrebați de către reporteri ce au votat și răspund că nu știu, că au votat ce le-a spus liderul grupului. Ce înseamnă aceste grupuri? Ce se întâmplă practic cu parlamentarul din Dolj odată ajuns în Parlamentul României? Bun. Acum aș vrea să fac o paranteză, să spun încă o dată că resping de principiu eticheta de specialist în științe politice, chiar dacă, nu știu, nu se poate găsi cu greu o etichetă mai bună. Doar un om care se uită mai mult la politică decât restul lumii, că ăsta e obiectul de activitate, și mai ales se uită dezinteresat la politică, spre deosebire de politicieni. Un parlament, oriunde ar funcționa el într-o democrație, este o uzină legislativă. Cam peste tot, orice parlamentar este o mică parte dintr-un angrenaj. Noi îl trimitem să reprezinte o circumscripție, el acolo este alături de mulți alți oameni care își reprezintă fiecare circumscripție. Ajunge într-un grup parlamentar, dar fiecare partid care intră în Parlament și are un anumit număr de membri, are dreptul să își organizeze un grup parlamentar. Cred că la cameră sunt 10 oameni pentru un grup, nu mai știu exact regulamentul. Fiecare grup are un lider parlamentar, un lider de grup. Există la nivelul fiecărei camere chiar un comitet al liderilor de grup care stabilește o serie de chestiuni importante, adică are un cuvânt de spus asupra ordinii de zi. În funcție de dimensiunile grupurilor parlamentare și de raporturile dintre ele, se stabilesc și funcțiile din birourile celor două camere. Vicepreședinți, secretari, chestori. Grupul parlamentar dispune și de anumite facilități materiale, adică el are spațiu, are personal angajat, poate avea mașină. E un câștig. Un om care e un simplu parlamentar într-un grup, nu e mare lucru. El va vota întotdeauna, fie cum îi spune liderul de grup, care reprezintă, este vocea conducerii partidului, fie cum îi spune comisia de specialitate. Am vorbit și eu cu parlamentari care îmi spuneau, nu ajunseseră în situația să nu știe ce au votat, știau să spună în cuvinte, dar nu știau ce înseamnă cuvintelele. Zic că cele mai multe legi care trec prin Parlament au un caracter foarte tehnic. Sunt legi care țin de, nu știu, energie atomică, legi care țin de horticultură, lucruri la care nu orice om se pricepe. Acolo se merge de obicei pe avizul comisiei de specialitate. A zis comisia că e ok, plenul nu zice altfel. Asta la chestiile pur tehnice. La chestiile care au o componentă politică, o importanță politică foarte mare, contează mai puțin ce spune comisia de specialitate decât ce vrea conducerea partidului. Și acolo se votează exact cum a zis, ce spune liderul de grup. Liderul de grup e un personaj foarte important în mersul instituției, chiar dacă nu e întotdeauna el vedeta politică a partidului respectiv. Dar liderul de grup, de obicei, este tehnicianul, e om care știe cel mai bine încrengăturile din interiorul instituției, e omul care știe cum să pună problema atunci când negociază cu celelalte partide și e omul care știe să pună problema atunci când trebuie să își determine proprii oameni din grupul parlamentar să voteze într-un fel și nu în alt fel. Liderul de grup cred că e mai puțin important la noi în România decât e în alte țări, în Franța, de exemplu, sau în Marea Britanie. În Marea Britanie, liderii de grup, pentru că organizarea e ceva mai complicată, sunt chiar asimilați membrilor guvernului, sunt junior secretaries, ceva de genul ăsta. În Franța... Așadar, sunt aleși sau nu? Sunt aleși, dar sunt aleși de membrii grupului, ca și la noi, teoretic.
Teoretic, sunt aleși de către populație, nu, adică nu, sunt din rândul parlamentarilor? Nu, sunt, nu. Sau sunt... Sunt din rândul parlamentarilor și sunt aleși de către parlamentari. Asta e firesc. Mm-hmm. Până la urmă nu putem să le impunem noi direct pe cine să-și aleagă lider de grup. Noi nu putem să le impunem firesc nici măcar cine e președintele unei camere. E treaba lor. Atâta încredere le putem acorda să-și aleagă șefii acolo. Vedeți? Funcția asta e foarte importantă. Dacă nu ai lider de grup bun, nu îți ies politicile în Parlament, oricât de popular ai fi, oricât de mare succes la public ai avea, dacă nu ai un om care să poată stăpâni mecanismele acolo, nu faci mare lucru în Parlament. Practic, funcții importante sunt cele de membru al biroului permanent, cele de conducere a unei comisii și cele de conducere a unui grup parlamentar. Ceilalți se pot afirma mai greu. Unii nici măcar nu încearcă. Vedem că trece câte o legislatură întreagă, aflăm că domnul X a fost deputat sau senator, dar n-am auzit de el în timpul ăsta mai deloc. Nu, poate chiar a fost la ședință, a fost conștiincios, dar n-a făcut nimic. A semnat eventual niște inițiative legislative, dar l-a semnat alături de alți 100. Nu s-a făcut vizibil. Bine, lucru pe care poate ar fi bine să-l spunem, că toate acestea cu privire la parlamentarii care au avut mandate vis-a-vis de activitatea lor, informațiile se pot găsi la un click distanță. Dacă intrăm pe Parlamentul României, vedem și câte proiecte legislative a inițiat respectivul deputat sau senator, dacă a fost unic inițiator sau alături de alți colegi, vedem și prezența, vedem și numărul interpelării pe care acesta le-a avut în Parlament și pe ce teme. Da, vedem într-adevăr fișa fiecărui parlamentar. Și ar fi sănătos să facem acest lucru. E bine să ne uităm. Sincer, măcar de amuzament și tot merită să ne uităm la activitatea lor. Mai mult, noi putem vedea acum dezbaterile parlamentare online. Ceea ce pentru epocile istorice care mai ocup interbelic sau chiar puțin antebelic, e greu, e cumplit în momentul ăsta să mai umbli cu ceasoavele mari dezbateri parlamentare. Acum e totul online. Câteodată, repet, câteodată e foarte plictisitor, câteodată e amuzant să urmărești ce vorbesc cu oamenii acolo, ți se pare că ești în plin caragiale. Și face bine, face bine la cultura noastră politică. Pentru fiecare lege în parte se poate vedea pe site-ul fiecărei camere tot procesul legislativ, se poate vedea în ce stadiu e, unde s-au depus amendamente. Numai că oamenii preferă să nu se uite. Și deși avem acces la toate informațiile astea, ne plângem de lipsa de transparență. Sigur, suferim de lipsa de transparență, dar nu trebuie să exagerăm acuzând lipsa de transparență. Într-adevăr, recomand tuturor să deschidă cel puțin o dată pe săptămână site-ul fiecărei camere a Parlamentului României. Foarte important de subliniat acest lucru, ideea pe care o spuneați anterior. Ne plângem de lipsă de transparență, dar pe de altă parte, nu știu câți dintre noi am avut curiozitatea măcar să căutăm. Da, și sunt multe subiecte de care avem impresia că nu se vorbește. Pentru că nu se vorbește la televizor în prime time. Dar asta nu înseamnă că nu se scrie pe subiectele alea sau că nu se vorbește în anumite medii. Omul nu trebuie să se mulțumească doar cu informația care îi se dă mură în gură. Până la urmă, ideal este să și cauți sursele de informație și să chestionezi orice informație pe care o ai. De exemplu, mie nu-mi place că noi vorbim foarte puțin de alte țări. Trăim în România noastră mică și avem impresia că e cumva autarhic, așa. De prea multe ori spunem ca la noi, la nimenea. Trebuie să ne uităm și în alte exemple europene, nu mai departe, și să vedem cum stau lucrurile acolo, unde suntem asemănători și unde într-adevăr suntem diferiți. Și îndrăznesc să spun că poate uneori suntem diferiți în bine. Nu trebuie să excludem situația asta. Dar trebuie să ne uităm cum se întâmplă lucrurile la alții, cum se întâmplă lucrurile la noi și să judecăm prin comparație ce e bine și ce nu. De exemplu, în momentul ăsta sunt cumva procese electorale în curs în Franța și în Italia. În Italia se pregătește un referendum pentru reforma instituțiilor, de care în România nu vorbește nimeni nimic. Mă aștept să se vorbească în seara aia puțin la știri un minut, să se spună ceva de genul în Italia a fost referendum și să se găsească o formulă de a senzaționaliza problema. În Germania se pregătesc alegeri la anul. În Franța acum cele două mari partide de dreapta și de stânga își fac alegeri primare, alegeri interne pentru desemnarea candidatului la prezidențiale de la anul.
Extrem de interesant și aș vrea să ne oprim asupra acestui punct. Deci sunt alegeri în interiorul partidelor pentru a, ca partidul să desemneze cei mai buni oameni da. Pe respectivele liste. La noi, cum se decide practic? O să te întreb cumva din culisă. Nu știu să spun. Vedem niște nume, niște oameni care apar pe listă. Nu știu să spun și dacă știu, nu spun. De ce? Pentru că în momentul ăsta toți politicienii are și așa spune, nu știe, el nu e așa. La noi se stabilește oficial prin vot în interiorul partidului. Dar știm că există tot felul de probleme. La noi se stabilește în partid, nu știm. Mecanismele noastre de semnare a candidaților nu sunt cunoscute. Alegeri primare noi nu am avut niciodată, deși sunt sănătoase. Nu se practicau nici în Franța, nu se practicau în general în Europa până acum câțiva ani. Era o chestie specific americană, dar o chestie pe care au împrumutat-o și europenii. Și cum fac francezii acum? Sau cel puțin cum face partidul de dreapta care are procesul în curs? Le dă drumul tuturor să-și depună candidatura. Deci dreptul la candidatură l-are oricine, dar cu condiția de a îndeplini anumite condiții. Așa cum la noi condițiile înseamnă strângerea unui număr de semnături, la ei problema se pune pe numărul de recomandări din interiorul partidului. Trebuie să ai atâtea recomandări din interiorul partidului, între care se recomandă atâția deputați, atâția primari, etc. E o primă formă de selecție. Cei care îndeplinesc condițiile astea preliminare merg în fața votului popular. Frumos e acum în Franța, a candidat însuși Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Republicii, și candida împotriva fostului său prim-ministru și împotriva câțiva din miniștrii săi. La noi asta e o chestie de neînchipuit. Când ești șeful unui partid, cum e Sarkozy în Franța, ești candidat incontestabil, numai dacă nu vrei tu nu candidezi. Acolo se joacă, tot se joacă. Era frumos și faptul că destui dintre candidații pentru desemnarea la candidatura oficială a partidului erau est-europeni. Adică, să zic așa, multiculturalismul se vede foarte bine. Unul dintre candidații adevărat cel mai slab cotat are chiar origini românești. Dar intru în detalii inutile. Ce e foarte important? Cum se desfășoară alegerile astea? Francezii, Partidul Le Républicain, Partidul de Dreapta, și-a scos candidații în fața publicului larg. Nu-l votează numai membrii de partid. Îl votează orice om care se prezintă la una din cele 10.000 de secții de votare organizate în Franța, plătește 2 euro, deci e un vot cu plată, și semnează o declarație. Declarația aia nu e o adeziune, e doar o declarație că sprijină valorile dreptei franceze. După aia poate să voteze cu altcineva. Dar costă 2 euro. Cu toate astea au votat acolo 4 milioane de oameni. Asta democrația spune mult costă bani. Și ce înseamnă educația civică, politică? Și partidul ăsta a zis, vă luăm 2 euro pentru a fi sigur că putem acoperi din banii ăștia cheltuielile scrutinului. Pentru a nu fi suspectați după aia că am folosit niște bani negri, cam... Bine, pe de altă parte, ce s-ar întâmpla la noi, la vot, dacă ar mai și costa chiar și o sumă simbolică de un leu? În momentul în care... Am înțeles că asta este în interiorul partidului, dar un scenariu, cred că ar fi fabulos, unde s-ar duce prezența la vot, dacă ar am pune o taxă de un leu? S-ar duce jos de tot, e adevărat, și foarte mulți ar... Ar face mare scandal că li se cer bani, având impresia că e dreptul lor să voteze. Da, e dreptul tău să votezi pentru președintele țării, dar nu și pentru... S-a discutat și despre acest aspect la un moment dat, având în vedere prezența destul de mică la vot, de a se pune cumva o obligativitate de a merge la vot, cel puțin pentru persoanele sănătoase. Aș vrea să te întreb cum stăm la nivel de alte state. Știu două țări unde votul obligatoriu, Belgia și Grecia, trebuie să mai fie și altele în Europa, și care au într-adevăr participări destul de ridicate la alegeri. Nu știu însă cum se aplică în concret mecanismul ăsta, că teoretic, pentru ca votul să fie într-adevăr obligatoriu, trebuie să existe o sancțiune dacă nu votezi, adică o amendă. Nu știu dacă se pun în practică chestiile astea cu amenzie. La noi nu cred că ar merge. Adică mai degrabă ar trebui să convingem oamenii să vină la vot de bună voie decât să-i obligăm să vină la vot. Pentru că după aia are și un scandal și mai mare. Nu sunt convins de corectitudinea ideii de vot obligatoriu. Până la urmă, votul e un drept. Nu e obligație. E discutabil dacă e sau nu obligație. Eu zic că nu e, dar... Nu cred că ar merge. Pentru că am zis de Grecia,
Grecii au avut și o experiență electorală așa zbuciumată în ultimii ani, au un sistem electoral destul de ciudat pentru noi. Votul e de listă, ca la noi, dar partidul care iese pe primul loc obține automat o primă electorală de 50 de oameni. Deci 50 îi simt asigurați din start, după care restul se împart proporțional. Asta și acolo pentru a asigura cumva stabilitatea unei majorități parlamentare. Noi am avut întotdeauna problema asta a unei stabilități parlamentare. Deși România, prin comparație, este o țară cu o stabilitate guvernamentală destul de ridicată, majoritățile parlamentare au fost foarte fluctuante. Am avut de foarte multe ori guverne minoritare sau guverne, mie îmi place să le zic așa, poate suna cinic, guvernele nimănui. Nimeni nu și le asumă politic și totuși cineva în Parlament le susține, că dacă nu le-ar susține, n-ar mai rezista. Am avut acum 4 ani, toată lumea zicea, vai ce majoritate parlamentară o să fie. A fost, dar era compozită. Din start era o majoritate din două bucăți, bucăți care la scurt timp după aia s-au separat și acum candidează una împotriva celeilalte. Apropo de acest lucru, mai interesează pe cineva doctrina, principiile pe care le are fiecare partid politic? Da. Am avut la un moment dat un amestec destul de ciudat de dreaptă cu stângă, de principii diferite. Da, interesează. Mai putem vorbi la momentul actual? La noi, mă refer. Că în lume... Nu. La noi nu. La noi chiar și distinția dreapta-stânga pare o distinție artificială, așa, de dragul retoricii politice și atât. Aici noi cred că avem o problemă fundamentală. S-a scris despre situația noastră, adică au scris occidentalii. Noi nu am intrat, noi în general țările est-europene fost comuniste și mai ales România, nu am intrat în clivajul clasic dreapta-stânga cu orientări clare. Noi am venit cu un clivaj, să zicem, neocomunist, anticomunist în anii 90 sau naționalist europenist, dar oricum nu ne încadram în niciun curent politic clar. Acum cred că n-am voie să folosesc nici măcar nume de mari curente politice, pentru că ele pot fi cumva asociate cu nume de partide de la noi. Bine, ar fi să nu facem acest lucru, pentru că suntem în plină campanie electorală. Noi nu am intrat în această, da, în această luptă a dezbaterilor între partide. Ne permitem însă să încercăm să facem sub o formă sau alta o minimă educație cu ceea ce privește. Noi suntem într-un haos ideologic în România. Suntem într-un haos ideologic, nu neapărat din cauza populației. Nu populația trebuie să facă distincțiile astea, ci aceia care vin să-i ceară voturi. Ei trebuie să aibă un discurs politic clar. Ori, la noi s-a preferat întotdeauna discursul ambigu. Toate partidele încearcă să se adreseze tuturor, ceea ce nu e neapărat rău, dar nu e nici bine. Trebuie să acceptăm că a face politică înseamnă a te situa într-o parte sau în altă parte. Nu e grav să ai o opțiune clară. E în regulă. Vedem, în Statele Unite au avut opțiuni grav diferite și totuși, în ciuda unor proteste, așa coexistă, se acceptă unii pe alții în virtutea unor mecanisme instituționale. Dar la noi e o ambiguitate chiar de la denumirea partidelor. La noi un partid care după denumire era de stânga, pentru că în toată Europa e de stânga, făcea parte dintr-un partid de nivel european de dreapta. Un partid care e clar de stânga în momentul ăsta, un partid mic, are o denumire de dreapta. Plus am folosit foarte adesea denumiri europene care la noi nu însemnau nimic, erau doar niște etichete de împrumut și astea evident nu spuneau nimic oamenilor. Să zicem că votul în general este irațional oriunde, votul românilor este și mai irațional. Și când zic irațional, nu zic neapărat depreciativ. Irațional înseamnă irațional și atât, fără conotație, dar nu bazat pe ceva pragmatic și nici bazat pe ceva ideologic, ci bazat pe ceva așa mai degrabă pur personal și foarte fluctuant. Votăm partidele așa cum ne alegem vedetele preferate. Nu, e greu. Deci, dacă mergem în alte țări, cunosc cazul francez ceva mai bine, de-aia îl tot aduc în discuție. Acolo, dacă întreb un cetățean de pe stradă de ce votează cu partidul X,
sau cu personajul X, îți va da o explicație. Explicație care se susține logic. Poți să-ți dai seama că omul ăla n-are dreptate, dar explicația lui rezistă. Dar poate să aducă minim un argument exact pentru care face ceea acest lucru. Ceea ce la noi, nu, o dăm întotdeauna în chestii generale, îl votez pe cutare pentru că e cel mai bun. Ok, m-am liniștit în cazul ăsta, n-are rost, mai continuăm discuția. Vedem că populația este nemulțumită, cel puțin la nivel declarativ. Toată lumea spune că nu are încredere, toată lumea, mare parte din populație spune că nu are încredere în clasa politică. De unde ar trebui să vină această schimbare? Pe de altă parte știm că și parlamentarii ăștia sunt din rândul nostru, nu sunt veniți din Congo sau din, habar n-am, Afganistan. Da. Nu știu de unde, că e un cerc vicios. Până la urmă, schimbarea nu poate veni decât de la politicieni. Am zis, mie nu-mi place formula clasă politică, dar de la politicieni. Schimbări. Educația se face întotdeauna de sus în jos, niciodată de jos în sus. De jos în sus nu poate exista decât o revoluție și am văzut, revoluțiile nu duc la lucruri bune. Preferăm reformele. Ideal ar fi ca la un moment dat să apară, să zic, o masă critică de politicieni reformatori și ei să imprime ansamblului politicienilor o schimbare de atitudine, schimbare care se va reflecta ulterior și în rândul populației. Dar e doar o speranță, nu văd, deși cam la fiecare alegere parlamentară apare un partid, de obicei mic, care se dă partidul intelectualilor, partid reformator, partid care vrea un alt fel de politică. Până acum n-a ieșit niciodată. Deci mie mi-e greu să cred. Aș prefera să fie câțiva oameni reformatori în fiecare partid mare. De acolo ar trebui să vină schimbarea, nu știu. Bine, pe de altă parte știm din istorie că de cele mai multe ori schimbarea a venit în urma unor conflicte, când s-au schimbat ciclurile, fie ele și cele politice. Da, dar schimbările bruște au fost schimbări rele. Eu țin la, din revoluție nu poate ieși mare lucru bun. Până la urmă, schimbările sănătoase au fost schimbările de tip britanic, schimbările încete. Și ferme. Britanicii sunt uneori cumplit de enervanți, experimentează enorm înainte de a schimba ceva. Exemplu, în momentul ăsta în Marea Britanie, cred că funcționează vreo 6 sisteme electorale. Marele lor sistem electoral e majoritar într-un singur tur. Circumscripții uninominale, mai mulți candidați, candidatul care ia cele mai multe voturi, chiar dacă cele mai multe voturi înseamnă 3 voturi, ia mandatul. Asta generează disproporționalitate, o întreagă teorie, nu e un sistem prea bun. Generează majorități parlamentare, dar nu e prea bun. Trebuie să-l schimbe. De vreo 30 de ani spun că trebuie să schimbe sistemul ăsta. Dar nu merg niciodată atât de tare încât să opereze o schimbare radicală, cum am operat noi și în 2008, și în 2012, și cum operăm și în 2016. Experimentează diverse sisteme electorale pentru diverse alte tipuri de alegeri. Locale sau pentru parlamentele Scoției, Țării Galilor, Irlandei de Nord și la un moment dat o să trag o concluzie. Sigur o să schimbe și ei sistemul electoral, dar îl schimbă pe baza unei experiențe. Ceea ce noi europenii continentalii și mai ales este europenii nu prea facem. Noi ne pripim, sărim repede, avem impresia că avem o idee genială. După câteva luni ne dăm seama că n-a fost genială, ba chiar a fost proastă și trebuie să revenim de unde am plecat. Cum facem acum? Îți mulțumesc că n-ai fost alături, să sperăm mulțumesc că de data aceasta nu va fi chiar o idee foarte proastă, cea cu alegerile din 11 decembrie. Revenim pe subiectul alegerilor parlamentare. Sper că domnul profesor ne mai acceptă invitația. Oricând, cu plăcere. Până atunci, eu vă doresc să aveți parte de decizii înțelepte. Numai bine!